deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în Matei, în capitolul 14. Domnul să ne ajute să înțelegem ce vrea să ne spună Sfânta Scriptură în seara aceasta. Amin. Matei, capitolul 14, de la versetul 22. Da? Matei 14, la versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi se să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învălită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă când se îngăna ziua cu noaptea. Iisus a venit la ei un blân pe mare. Când l-au văzut ucenicii un blân pe mare, s-au spământat și au zis, este o nălucă și de frică o țipat. Iisus le-a zis, drăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, noi, a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să-i afunde strigat, Doamne, scapă-mă. Îndată Iisus a întins mâna și l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce a intrat în corabie, a vântul. Cei ce erau în corabie au venit de. s-au închinat înaintea lui Isus și i-au zis cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, amin. amin, ședeți. Vreau să vă fac o mărturisire ca să înțelegeți spiritul acestei predici. Predica aceasta am făcut-o, Dumnezeu mi-a dat-o săptămâna trecută, în două ore, două ore în am fost în depresie două ore, săptămâna trecută, până am realizat că aveam și ceva mai bun de făcut și am ieșit. Dar am vrut să arunc predica, praf să fac. Pentru că nu mă reprezintă astăzi, astăzi mai vesel. Nu mai stau cozi în vârful patului și aștept să vină ceva peste mine. Dar m-am gândit că dacă Dumnezeu mi-a dat-o atunci, când de obicei nu se produce nimic, m-am gândit că probabil că Dumnezeu vrea să ridice pe cineva astăzi sau vrea ca să Spune aparat cuiva ceea ce mi-a dat Dumnezeu atunci și a rămas așa. Adică, după ce am studiat amarnic text, textul ăsta, mi-am dat seama câte lucruri am crezut în viață atunci când m-am pocăit. Deși am crescut în biserică, dar nu știu în ce cauză. A fost o perioadă când am plecat în lume, când mi s tot creierul, mi s-a șters, pur și simplu, toată memoria cea pe care am avut-o și când m-am pocăit, am crezut o grămadă de lucruri că vor fi altfel. Nu vi s-o la și vouă lucrurile astea. Și parcă nu se lega cu ziua aceea botezul, era o zi de dalbă primăvară, cum zice cântarea noastră, ceva s-a întâmplat că nu mai erau la fel. Și am crezut și mi-am dat seama că am crezut greșit, degeaba. Ceva nu, nu se lega. Adică Isus a fugit de oamenii aceia care voiau să-L facă rege pământesc, pentru că dacă vă aduceți în minte, au hrănit cu pâini, 5.000 de oameni. Atunci, încă erau cu pâinele în stomac oamenii și ucenicii. Și Iisus Hristos, când a văzut că vor să facă rege, a fugit că oamenii au nevoie de un rege care să lucreze în locul lor. Unul care să le aducă pâinea direct din cer. De ce să mai muncești pentru asta? Nu ne-am dorit și noi un asemenea Iohannis? Nu ți-ai dori... Să ai un soț care să ții la butoane toată viața și tu să mai faci nimic. Ăla să spele și vasele, să facă și mâncare, ăla ca să cumpere și ceva din... Tu să stai. Stai pe Facebook. Cine nu-și doresc un asemenea soț? Sau soție. Poftim. Și-a fugit și spune cuvântul meu, Dumnezeu, le-a spus, treceți voi repede dincolo, în barcă. Treceți, urcați-vă în barcă, că ne întâlnim noi. Și de aici începe povestea. Am crezut. Am crezut că m-am pocăit, am crezut că m-am dus în apa botezului, am crezut că m-am întâlnit cu Hristos. Am crezut că succesul în viață înseamnă mulți. Asta e primul lucru pe care l-am crezut. Că succesul în viață înseamnă mulți. Dacă sunt de mulți, face treabă. Când am venit în biserică din Beiuș, și am văzut-o pe sora Veronica, care a măturat delicat, și mai erau vreo șase, sora Urica, Pantea, nu știu cine mai era, într-o joi seara am crezut că o fără pirea. Am zis, cum atâția oameni, dar cam ăștia suntem noi joia, nu te frământa. Și am fost amărât când mi-am dat seama de fapt că ei, colegii mei de facultate, aveau toți biserici mari, de 100 de membri, de 200, și au știut că cantitatea contează. Și știi ce face Isus? Abia așteptat să se scape de norode. S-au scăpat de ucenici, plecați. Au mai rămas cu norodele, norode, 5.000 de bărbați, 5.000 de femei, probabil, 5.000 de copii. Haideți să punem minimul. 15.000 de oameni. Cine n-ar vrea asemenea biserica? Știți ce le-a spus? Dispăreți. Succesul nu înseamnă mulți. De cele mai multe ori, pocăința adevărată, creștinismul, are de-a face cu singurătatea. Cei mai mulți dintre noi nu putem să fim creștini cum trebuie, pentru că ne place să stăm tot în turmă. Ne bazăm pe rugăciunea din turmă, ne bazăm pe cuvântul din turmă, ne bazăm pe cântarea din turmă și cursul săptămânii când suntem singuri. Nu cântăm, nu ne rugăm și nu citim cuvântul Lui Dumnezeu. Nu, nu, ne vom face oameni puternici până nu vom învăța ce singurătatea. Hristos s-a suit singur pe munte, zice, să se roage. Singur! De două ori se folosește cuvântul singur. Singur, singur, singur. Nu i-am înțeles niciodată pe părinții pustiei de ce au plecat din oraș și s-au dus în mijlocul deșertului, dar vă rog frumos citiți ce-au scris oamenii aia, că numai dacă e singur pot scrie așa ceva. Nu v-a fost întrebarea aceasta de ce noi românii nu avem sfinți și înțelepți? Pentru că spunea domnul Octavian Paler, avem o plăcere perversă a taifasului. Ne place să pălăvrăgim toată ziua unii cu alții. Și zice, nu suportăm, românul nu suportă singurătatea. De aceea avem așa de puțini înțelepți și sfinți. Sfinții de obicei au de-a face cu singurătatea. Înțelepții se creează în singurătate. Male caractere al lui Dumnezeu se fac acolo. Noi, în două secunde, dacă cumva ți-ai dat seama că nu-i telefon, îi dai drumul înapoi să te conectezi cu cineva iar. Așa se produc, așa să produc proști pe bandă. Pentru că niciodată Dumnezeu nu-ți va revela ceva în timpul unui meci de fotbal în care ești împreună cu prietenii la o cafea pentru că Dumnezeu vrea să te retragi de cele mai multe ori și eu am crezut că ce fain e să ai biserică mare, ce bine e să fii înconjurat de o grămadă de oameni, ce bine este când suntem 15 păstori în biserică, ce bine este când avem o grămadă de oameni și mi-am dat seama de fapt că mă uscam. Pentru că ai nevoie să fugi, să le lași pe toate, toată ziua, toată ziua, la școală, dimineața la școală, la serviciu, acasă, părinți, copii, neamuri, socră, moș, babă, toate-s grămadă, șefi, zarvă, stres. Nu ne mai încărcăm bateriile. Predicăm continuu fără să ne mai pregătim predicile, că nu mai avem când. Doar în singurătate să pot pregăti aceste mesaje lui Dumnezeu. Țineți minte că s-a întâlnit Iacov cu Dumnezeu. Până atunci n-a fost om, doar când a fost singur, în mijlocul femeilor, soților, copiilor, care se certau între ei, marele patriarh al nostru, Iacov. O trebuie să stea, să și Iacov a stat singur cu Dumnezeu. Într-o zi, într-o noapte, Dumnezeu a zis, până acum, hai, în mijlocul familiei nu pot vorbi cu tine. Nu pot lucra cu tine, Iacove. Și l-a scos afară. Și a zis, acum noi doi, între noi doi. Pentru că atunci când ești singur, ești cine, ești cu adevărat. Așa spunea Minulescu, un corigent în limba română. Atunci ești. Când ești tu cu tine, restul purtăm măști. Și ne îndrăgostim de măștile altora. Asta facem. Numai n-am înțeles cum e acolo în cartea proverbelor, versetul, uh, capitolul 3, uh, în plângerile lui Eremia, vă rog să-mi iertați, 3 cu 27. Este bine pentru un om zice să poarce un juc din tinerețea lui. Mă mai gândesc că e vorba de căsătorie. E bine să se însoare de vreme, la 18 ani. Și apoi după aceea, după aceea versetul care urmează și îl împinge pe ăsta din spate, zice, să stea singur. <laughs> Cum adică, este bine pentru un om să poarte un juc din tinerețea lui și mai departe să stea singur și să tacă. Pentru că Dumnezeu l-a pus pe grumaz. Frumos verset. Cine mi aduce o tălmăcire credibilă, îi dau o carte cu autograf de-a mea. Ce e cu versetul ăsta? Eu nu știu. L-am citit, habar n-am. Că nu poate fi vorba de căsătorie. Cum ai și pe aceasta ai singur? Am ficat toți ceilalți. Nu? Creștinii trebuie să fie altfel. Bun. Și plus, după aceea, înseamnă că Dumnezeu, până la urmă, când vrea să te bată, te însoară cu cei nu trebuie. Nu pot înțelege versetul ăsta. Nu funcționează de nicio culoare. Singurul cuvânt care mi-a plăcut din el e faptul să stea singur și să tacă. Pentru că aici este minunea. Să stai singur și să taci de atâtea ori. Primul lucru pe care l-am crezut și nu a fost adevărat. Am crezut că succesul înseamnă mulți. Și mi-am dat seama că de fapt înseamnă singurătate. Al doilea lucru care l-am crezut. Am crezut că va fi o navigație lină viața mea. Și nu a fost. Versetul 24. Citim. Spune Cuvântul Dumnezeu așa. În timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Am crezut că va fi o navigație lină viața mea și nu a fost. Pocăiaște-te că să-ți meargă bine. O să fie mare ca untul. Serios? Nu o să știi ce-i furtuna. Pentru că Domnul nu va îngăduia asta peste tine. Mă! Ucenicii aceștia, vă întreb simplu, Era în voia Domnului sau nu erau în voia Domnului pe mare? Păi, dar el a trimis. Hristos. O zis, urcați-vă în barcă și plecați. Erau în voia Domnului, erau băieți buni. Nu, Dumnezeu nu voia să-i bată, să zicem, hai, pe mergem pe mare și pe aceea vă bat pe toți. Și trimit furtuna pe voi. Că la noi asta se întâmplă la noi, la români. În momentul în care vine furtuna peste tine, peste familia ta, toată lumea caută să vadă cu ce ai greșit. Ce mai dezamăgiți suntem noi, m-am pocăit și nu mai merg lucrurile bine din furtună în furtună. Hai să zicem că din când în când, pe mare asta liniștită, mai apare câte o furtună. Dar a fost invers. A fost că din când în când am mai avut și mare liniștită de când îți pop aici în Biuș. Din când în când au mai fost și câteva zile de acalmie și de pace. În rest, din furtună în furtună. Eu am crezut, am crezut și nu mi-am dat seama. Am crezut că voi avea o navigație lină că Dumnezeu îmi va sufla vânt de la spate, de la pupa și vă mă duce cu turație înainte. N-a fost așa. Am avut necazuri în biserică, am avut necazuri acasă, am avut necazuri în cap, am avut necazuri în suflet, am avut frământări, am fost strădat de prieteni, am fost strădat de frați, din furtună în furtună, am crezut că mare va fi liniștită, nu a fost. Cele mai multe zile de navigație cu Hristos, ale mele cu Hristos, au fost furtuni. De multe ori am zis și eu ca Ludovic al XIV, regele soare, știți? la care îmi cu pantofi șudați. Ludovic Soare, a domnit cel mai mult, vreo 70 de ani o Când a murit de gută, au avut niște suferințe extraordinare, au vrut doctorii să-i taie piciorul, nu au vrut. Au avut, au murit niște suferințe. Și de ce zice înainte de a muri? <coughs> zice așa la... Nu a putut să să facă Dumnezeu una ca asta după tot ce a făcut eu pentru el. <coughs> Cam multiple cuvinte lui Ludovic. Adică ce-a făcut el pentru Domnul? Cei care știți istorie? O omorât toți protestanțe, pe cu Cum i-au prins, cum i-au omorât. O ținut pe catolici în viață. Și zici, că, că nu mulți tai tai piciorul. Zice, cum putut să -mi facă mie Dumnezeu una ca asta? După tot ce am făcut eu pentru el. Dar credeți că și eu m-am gândit la fel. Dar pe asta merită eu acum o furtună? Asta este mulțumesc pe care mi-l dai tu, Doamne? Am adus pe cei din proiectul Iosua, pe băieții ăștia tineri și le-am spus în felul următor nici unul nu sunteți vrednici ca să fiți slujitorii Domnului. și vreau să vă spun și vouă cu toți aici. Dumnezeu nu are nevoie de niciunul dintre noi. Ziceți amin. În slujire. Dumnezeu poate să facă și singuri. Că dacă zici că tu vrei să fii împreună cu Dumnezeu slujitor, înseamnă că Dumnezeu e imperfect și nu poate să-și ducă să-și facă slujirea de unul singur. Și mai rău, Dumnezeu va trebui să-ți fie ție dator pentru că tu te-ai slujitor și-l ajuți pe el, pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie și vă dau 30 de versete biblice în care spune foarte clar că El poate singur să facă totul. Nu are nevoie. Dar îmi face mie și lui Ovidiu și lui nimeni care și lui sora cu tare și la... ne face mare, mare, mare onoare de a ne numi slujitori împreună cu El, deși poate să-și facă lucrare singur. Vreau să înțelegeți asta. Dumnezeu nu vi dator nimănui. Amen. Dacă cumva vă mai trece prin cap ca să cereți ceva indemnizații pentru că sunteți slujitorii Domnului, greșeală, pentru că Dumnezeu v-a făcut harul să fiți slujitori împreună cu El. Dar eu am zis, ca și Regele Soare de multe ori, dar păi, după ce am făcut eu pentru tine acum, asta merită. Și știți că m-a luminat, oameni, m-a luminat și am zis, dar de ce vrea Dumnezeu cu noi așa? De ce tot așa ne-au călcat în picioare? De ce furtună? Uf, uf. Când ne-am obișnuit cu un eurochilon, a venit uraganul Catrina peste noi. Când a venit și Catrina, o plecat și a venit Luci peste noi. Pa ce au venit, păi, nu mai e un uragan, un uragan. Chiar ziceam odată, oare nu vi se pare interesant că toate uraganele au nume de femei? Dar asta e numai, chiar ziceți că suntem. Bun. Întrebarea, întrebarea era simplă. Când am văzut că vin uraganele, unul după altul, unul după altul, unul după altul, am zis, ce rost au astea în viața noastră? Oare ne fac mai bun sau mai răi? Pentru cei care iubiți istoria, vreau să facem o scurtă lecție de istorie. Scurt, o minut. Cum o să ziceau frate, o scurtă oară de rugăciune. Cum e să fie o scurtă oară? Va fi o scurtă oară, deci doar 60 de minute, da? Bun. Unde a rămas? La scurtă lecție de istorie. Țineți minte, până în anii 1000 și ceva, 1600, de pe acolo 1500 și ceva, era familia Borgia care conducea Italia. O despărțit Italia toată, o divizat-o, s -o -or bătut pentru putere, ori avut războaie interne, o curs sânge, ori or, fost o perioadă de crime incredibile în Italia, a fost o perioadă de război total în Italia, nu se mai înțelegea nimeni, haos. Și totuși, în haosul ăsta, în crimele astea, în sângele astea, în sângele ăsta, în lipsa asta de pace, că s au unii pe alții, s-a născut Michelangelo, s-a născut Leonardo da Vinci și s-a născut renașterea. Italienii, astor dat. Pe de cealaltă parte, Elveția, exact în perioada aceea, tot în perioada aceea, 500 de ani de liniște și dragoste frățească și armonie. 500 de ani de pupături și de democrație. Și au produs ceasul cu cuc. Asta e. În momentul în care ai pace, niciun copac nu-și face rădăcini puternice și nu crește puternic dacă nu are o leacă de vânt în el. Stradivariu să-și alegea viorile din partea de nord a copacului, acolo unde îl băteau zăpezele și frigul, pentru că aia suna mai bine. Lemnul a suna mai bine pentru că avea frigul iernii, pentru că avea căldura verii în el, pentru că de fapt acolo se întâmpla ceva în partea aia de nord a lemnului. Dumnezeu vrea să te desăvârșească, de aceea nu vei avea călătorie lină, vei avea și furtuni. Eu n aș asta. Eu am crezut că totul va fi unt. Al treilea lucru care l-am crezut și nu a fost adevărat, am crezut că îl voi vedea pe Hristos întotdeauna în corabia mea și nu l-am văzut. O veni furtuna. Că e frumos când e Hristos aici. S-a mai întâmplat când a fost furtună. Și era Iisus cu ei în barcă. Vă aduceți minte? Era Iisus cu ei în barcă. Chiar dacă îi se părea că doarme, Domnul. Chiar dacă se părea că doarme. De era acolo. Acum o venit furtuna. Și Iisus nu -i. Și m-am gândit de atâtea ori. Asta ne trebuie nouă acum. Și să vină furtuna peste noi și Iisus să fie lipsă. Vă pun o întrebare simplă. Este cineva dintre dumneavoastră care a simțit măcar dată în viața de creștin că parcă Hristos a luat concediu și o plecat? Dacă nu i-a spus el la fetele astea că o să am necas cu ele, da? Am prohorocit de la început. Mă duceți le nu le așezați pe primul? Declarați-mă, proroc, în biserică. Bun. Nu, uh, unde rămă să iau? A simțit vreodată, măcar o în viață, lipsa lui? În viața de creștin. Unde ești, Doamne? Unde ești? Unde ești? Mi-ai promis că vei fi totdeauna cu mine. Și în corabie, și în furtună, și în necaz. Și uite-te că astăzi nu ești. Uite-te la analizele astea. Ce zici? La analizele astea. Uite-te așa cum îmi spuneam eu o soră săptămâna trecută. Uite-te, pastore, la al treilea copil mort pe care l-am purtat în pântece. Uite-te. Și am întrebat unde ești și nimic. Din, din moarte în moarte, din necaz în necaz, din frământare în frământare, am crezut că ești cu mine și nu te mai simt. Ce se întâmplă? Ne-ai spus că vei fi cu noi în fiecare zi și nu ești. M am crezut întotdeauna. Că vei fi cu mine în barca mea. Și mi-aduc aminte că citind textul ăsta am remarcat un lucru. Hristos când a venit la ei în barcă nu le-a zis niciun cuvânt. N-a fost, a venit, știți cum a venit? Ca și cum n-ar fi. N-i n-a zis nimic. N-a vorbit cu ei. Ca și cum n-ar fi plecat. Lipsă de dialog parcă total. Să vezi că să-ți să spună de la biserică, să spună pastor pustan de la biserică, Hristos e cu tine totdeauna. Și să-ți să, te, să -ți dai seama că nu-l nu simți, că nu e acolo, că nu ceva nu e în regulă. Era iarnă, ne bătea vântul, treceam munții, la pasul Tihuța, Puiu Chibici și m-am învățat o cântare. Mi-am adus aminte de astăzi, mi-am pus-o din nou, după ani de zile. Nici nu știu cine a scris versurile, cred că el, dar e una dintre cele mai triste cântări care spune ce înseamnă când tu nu mai simți pe Domnul. Am vrut să o recit, dar am venit duh de cântare iară peste mine. <laughs> Că mi-am adus aminte de ea. Da? Iertați ce iasă. De deci ce stai mut când îți vorbesc și nu mă mustri când greșesc? de ce mi-e ceasul nepătruns, de ce de mine te-ai ascuns, de ce nu-mi dai, Doamne, răspuns. O, unde ești, o, unde e? de ce nu poți să mă primești, știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că e mare harul tău, dar știu că e mare reharul De-atâta vreme sunt cuptor, ard și n-am nici un ajutor. Vrei oare să mă nimicești? Vrei oare să mă curățești? Sau așa-mi spui că mă iubești? O, unde ești? O, unde ești? De ce nu poți să mă primești? Știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că e mare harul tău, dar știu că e mare harul tău. Până la aici e dar vine lumina. Te rog frumos, stăpânul meu, prea sfânt și mare Dumnezeu, Smerit, plecat, umil, supus, vin în numele Lui Iisus, făruga mea să ajungă sus. O, unde ești? Unde ești? De ce nu pot să mă primești? Știu că am greșit și îmi pare rău, dar știu că e mare harul tău dar știu că e mare harul. Am crezut că Hristos va fi întotdeauna cu mine. Nu l-am simțit totdeauna. Și atunci am zis, unde ești? Fugit? Plecat? Mi-a trebuit ani de zile ca să-mi dau seama că eu nu pot umbla după simțuri. Că simțurile mă înșelau. Eu aveam cuvântul. Și cuvânt spunea, sunt cu tine? Totdeauna. Mie nu-mi pasă ce simți tu și ce nu simți, eu știu că eu sunt Dumnezeu și sunt cu tine. Ți-am dat asigurări eterne. Câteodată te simți în cer, câteodată te simți în iad, câteodată te simți iubită, câteodată te simți părăsită, ce Domnul simțurile tale în fiecare zi se schimbă ca vremea lui Bușu. Știi ce am mai crezut iar? Știi la fel de greșit. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Citiți cu mine versetul 26. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, e o nălucă! Și zice mai departe, și de frică au țipat! Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Toma. Am crezut că dacă mă pocăiesc, o să scap de frică. Că nu o să mai fie frică de ziua de mâine, nu o să mai fie frică că am probleme în casă, că nu o să mai fie frică când mă duc la doctor. Ia, -i, sânge de aici. Că nu o să mai fie frică de ce o să fie mâine și astăzi. a fost așa. Am țipat de multe ori și eu. M-am spământat foarte tare. Spune cuvântul Lui Dumnezeu și e o asigurare interesantă în Isaia 43. Ne place asta, dar uităm prima parte a versetului. Nu te teme de nimic că eu sunt cu tine. Noi de obicei zicem, suntem cu tine. Dau popoare pentru tine dacă vei trece prin apă. Dar problema este la începutul versetului. Nu te teme de nimic. Pentru că Dumnezeu știe că ne teme. De aici pornesc toate. De aici toate ne cazurile noastre, frământările noastre, problemele noastre. Încă n-am scăpat de frică. Ne simțim că suntem curajoși, puternici și întotdeauna vine peste noi. Mai dacă nu e examenul? Dacă am probleme, dacă am frământări, dacă, 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 dacă nu-mi ies analizele, dacă mă căsătoresc prost, dacă! Și frica asta până la urmă ne duce la închilozarea tuturor, oricărori feluri de sentiment mai descriptiv frunțile. Dick Gregory zicea la un moment dat, au fost șapte astronauți, nu pot, iertați vă acum. Au fost șapte astronauți aleși ca să zboare, dar nu mai știu ce misiune. Și atunci s-a enervat presa pe ei și zice, eu spus, domne, dar nu-i niciun negru pentru astronauți așa șapte. Zice, a fost unul negru. Dar zice, o albit când i-a spus, o trebuie să mergem. De frică, de frică l-au albit. Au fost politic corect apoi, că la început a fost și unul negru. Trebuia să ducă neapărat unul negru sus acolo. Și apoi, o albitele. De frică! Și noi albim. Dar nu spuneți că nu încărunțiți. Dar nu vă văd schimbate. Nu vă văd... Nu știți ce culoare, că parcă e naturală. Nu mai există aia. Asta e imagine horror. Nu-i, nu Iubiți mei frați, iubite surori, ne este frică de multe ori. Faptul că nu arătăm, faptul că nu arătăm, cine a fost primul pe, pe lună? Neil Armstrong, zice, Buzz, Buzz, Aldrin, celălalt care a ajuns pe lună, asta era și pocăit, zice, da, primul pe lună a fost Neil Armstrong la televiziune, la program la American. El a fost primul pe lună, Primul astronaut care a pus piciorul pe lună. Eu am fost primul astronaut, zice, scuzați, care am făcut pe mine de, de frică pe lună. Uite că a fost și el primul la ceva. Vezi. Ne este frică? Așa pocăiți cu suntem. Nu mi-am dat seama de un lucru, că de fapt frica nu poate să... Nu poate ca să, să mă biruiască câtă vreme spun. Ia-o tu și să-i dau lui Iisus. Am Am tăcut. Și am muțit în mine și am zis, e bine, da, bine. Nu mi-a spus nici fraților, rugați-vă pentru mine că înclănțăne, înclănță dințe în gură. Înclănță-ne singura. în gură. Am o problemă, am un ecaz. Am tăcut. Am mascat-o, zâmbind. Și mi-era frică. Vă spun experiența de joi. Aveam o frică în mine, o frică mare. O frică mare. Am purtat-o după mine de câteva zile. Am mărturisit-o vineri la Suceava joi aici în biserică. Au venit, o predicat, Dani drumea, mi-a dat pe față păcatele, toate. Stăteam acolo, în spate, din spatea bisericii și a început rugăciunea. Eu, eu, cu frica în mine, din depresie am ajuns, am rămas doar cu frica. Am scăpat de depresie, am rămas cu frica. O mână pe umăr, înainte de a pleca, în ce au venit frații aici la rugăciune și o frumos să mă duc. O mână pe umăr, o voce la ureche, mâine în călătoria pe care o să faci, zice Domnul, eu te voi scăpa de temerea aceasta pe care o ai în tine. Când am aterizat în aeroport în Suceava, în frătăuții vechi, de fapt, aerodrom, diferent, direct pe câmp, în iarbă verde, zic, voi pistă, n-aveți, E mai bună asta, zice. Nu julește. Când am ajuns acolo, scăpa să de frică în două ore după ce. A venit un frate și mi-a spus, problema ta e asta și o rezolvăm acum. Așa a vorbit domnul joi Așa mi-a vorbit mie. Fricosul te scape de ea. Pentru că nu i-a spus-o lui. Pentru că n-a spus-o vouă. Pentru că de fapt le ținem în noi și ni se bage în Tot o facem. Am crezut că voi, voi scăpa de frică, nu. Dacă cumva ți mai fi, ți va fi frică în timpul acesta. Știu că în dragoste nu este frică. Dar s-ar putea totuși să mai să treci pe ea. Nu înseamnă că Dumnezeu te-o lepădat. Înseamnă că pur și simplu doar ți frică. Că și pocăiților le este frică. Iar ceilalți care zic că nu e așa mincinoși. Și ultimul lucru pe care l-am învățat greșit și am crezut greșit, am crezut că Dumnezeu nu mă va lăsa niciodată să mor. Bună dimineața! De unde veneau ei atunci? Începutul capitolului 14, aduceți-vă minte. De unde veneau? Pentru că auziseră că Ioan Botezătorul i-a fost tăiat capul. aduceți aminte? minte. Ce om gădi Dumnezeu să moare Ioan Botezătorul? Capul tăiat, dansuri, tribale. De ce am îngăduit asta? Pentru că Dumnezeu mai îngăduie să și murim, credeți-mă. Petru era pe ce să moară. S-a dus cu Hristos pe mare, a umblat bine și l-a apucat în limba greacă, zice că l-a apucat Hristos, că era să moară. Cât pe să murim. Am crezut că nu o să mor niciodată, dar se mai întâmplă. Moartea pe ce pe lângă noi. astăzi la ora 13 și 12 minute, Petru că îmi scrie, știți pe Petru. Se numește e lui de veche în lanul cu morminte. După predica de duminică a făcut și el ceva. Și atunci, ascultați ce îmi scrie. Primul a fost tata. N-a ajuns la vârsta mea, deși era mult mai puțin bolnav. Doar niște probleme puține de tensiune. A urmat pe rând mama soacră, cumnatul, tata socru și acum a plecat mama mea. S-a stins cu minte ca o lumânare. În tăcere de plină a mai deschis odată ochii și atât a fost. N-a mai rămas nimeni în fața mea, zice Petru. Nu să știe maestre. Tu te uiți acum la noi și știu că bocești în Alexandria, în căldura Nu să știe maestre că nu a mai rămas nimeni în fața ta. Mi-am zidit o groapă, zice, acum 10 ani. Când un coleg de serviciu mai tânăr mi-a spus, mi-am pregătit groapa, au început să moară prietenii. Și eu, maestră, am pregătit-o. Sunt lângă coare. Îl știi pe coare? Ăla cu ceatera din... Când te duci în cimitirul nostru, locul meu de îngropare este lângă o vioară imensă făcută din marmură. Cel mai mare ceteraș al beiușului, coare să știți, totdeauna veți avea uh, pustan a lângă ce te Bun. Zice, n-am fost să o văd până acum. Să te duci, că te obișnuiești. Te duci că te obișnuiești. Era să uit pe bunica din partea tatălui, cea care m-a crescut, zice Petru. O arbă din tinerețe. Probabil că eu am moștenit glaucomul, care are glaucom. Spunea că i-au slăbit nervii ochilor din cauza plânsului. Într-un timp scurt i-au murit și ei soțul, fratele și băiatul. Mă. Copil fiind mă chema la ea și îmi pipăia ochii, fiind oarbă, obraji, nasul, gura, ești tare frumos, semen cu băiatul meu. Și Petru m-a chemat după el și împotriva dorinței mamei mele. Nu-i mai tăcea gura toată ziua, zicea, sunt tare păcătoasă și vreau să mor de Paști, că atunci cerurile sunt deschise. A murit de Paști, întâmplător sau nu, Paștele căzând într-o zi în care era și ziua mea. Ea m-a crescut pentru că mama și tata și-au câștigat pâinea la 40 de kilometri de casă, alungați de comuniști, ori cu noi, ori cu pocăiți. Îi vedeam rar duminica, așa că bunicii îi spuneam mama. Acum mă simt eliberat de orice apăsări pentru un timp de veche în lanul cu morminte. Dacă mai am o dorință, da, una singură, să te îmbrățișez, pentru că tot te îndepărtezi de mine, încet, de veche, în lană cu morminte, al tău frate, Petru Caragil. Mă, am crezut că noi nu o să murim niciodată într-un fel. Ba da. Ba da. Faceți un exercițiu și imaginați-vă cum stați în sicriu. Bine. Știți de ce nu suntem cântare au spus, nu suntem aici statornici, o țară avem, Iisus. Acolo suntem veșnici. Doamne, scapă-mă că pierim. Acum închei. De ce face Dumnezeu lucrurile astea cu noi acum? Haideți să vă aud. De ce face Dumnezeu lucrurile astea cu noi? De ce ne duce în Corabie, de ce ne punem barca asta? Dă drumul la vânt și el nu e acolo. De ce? De ce? De ce? Pentru că vrea ca tu să-l cunoști. Vrea ca noi să-l cunoaștem. Stătea în barcă, ori stat cu el un an de zile și nu l-au cunoscut. Versetul 33, citiți-l, zice cu adevărat, tu ești fiul lui Dumnezeu. Niciodată nu o să-l cunoașteți pe Domnul, dar niciodată. Până nu vine furtuna peste voi. Ascultați-mă. Dumnezeu vrea să fie cunoscut ca mare și tare și puternic și sfânt și glorios. Și mai este ceva. Dumnezeu vrea ca prin ceea ce vă trece să vă dea o viață mai plină cu sens decât viața pe care o aveți acum. Dacă ar fi numai mare ca untul, toți liniștiți aici și frumoși. Ce viață ar fi asta? Uitați-vă la voi. Toată ziua vă gândiți ca pocăiți cum să vă petreceți veșnicia, dar când vine câte o sâmbătă ploioasă, nu știți ce să faceți cu ea. Ce vorbiți de veșnicie, voi care nu sunteți în stare să vă aranjați o sâmbătă în care, uite, hai să facem ceva frumos, în afară de a butona, de a aștepta ceva. Și Dumnezeu vrea neapărat, având această viață cu sens, vrea să aveți ce povesti copiilor voștri. Bă, când vor fi copii mici, știți când să pun copiii în pat? Spune-ne o poveste, își îndeasă suzeta în gură, bă, stai că ai patru ani, că arunci, să spun poveste. De obicei, în povești se de fapt tot felul de tratative, țineți minte, acolo, Uite, zice, spun poveste, dar te culci după aceea. Îți spun poveste, dar... Bun. Ce să-i spui? Mă, să vezi, să vezi tu, eu cu tatăl tău, când ne-o prins furtuna. Astea sunt poveștile care le așteaptă. Că doar nu o să le spuneți cum ați câștigat primii bani, cum ați dat tunuri, cum nu mai răspundeți la frați la telefon, nu? puteți spune povești din asta. Spuneți cum Domnul a dus izbăvire, cum Domnul a dus binecuvântare. Poveștile astea nu se să le uite copiii voștri niciodată. Uite din ce furtună ne-a scos pe noi Domnul. Uite când maică ta era în sala de operație. Uite. Și am crezut că nimic nu se mai poate face. Spunea un frate, 9 kg de tumoare au scos din soția mea. La cuvântul Domnului, eu te voi opera eu te voi opera. Și a spunea, frate, medice au stat așa. Și au zis, nu, 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 asta nu poate să se, să se despartă de rest. Asta e o minune. Vor chema alți medici să vină și să se holbeze. Și când au spus medicii aceia toți, îi mâna lui Dumnezeu, aici spune la prunci. Dar până atunci, dacă n-ai o poveste de asta ca să te țină tare, n-ai făcut nimic. Dar vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru tot ce am crezut că va fi și nu a fost. Cum am crezut noi? Și Domnul era atât de aproape de noi de fiecare. Și Domnul era aici. Puțin credincioșul de ce te-ai ce puternic era mergând pe mare. Mă, hai să-ți povestesc, copile. Vino aici. Știți, știți cum tatăl tău o umbla pe mare? Cine n-ar vrea să aibă un tată care umblă pe mare? O mamă care umblă pe mare? Cine n-ar vrea ca să aibă un copil care să fie slujitorul lui Dumnezeu? Cine n-ar vrea ca să spună, uite, viața mea are sens, Hristos. Până la Hristos nu a avut sens. Am crezut și am crezut aproape degeaba o grămadă de lucruri. Dar e mulțumesc Dumnezeu că m -o mai luminat. Vă iubesc că a suportat o predică în două ore de depresie. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ai vrea să ne rugăm în seara aceasta, spunându-L Lui Dumnezeu, astea sunt fricile mele, astea sunt îngrijorările mele, astea sunt problemele mele. mi frică. mi frică și de moarte. Cred că nu să mor niciodată, dar o să mor. Asta trebuie să mă obișnuiesc și cu asta. M-am născut să nu mor niciodată spiritual, nu fizic. Vin înaintea ta și spun Că de atâtea ori n-am simțit că ești cu mine, dar iartă-mă pentru că nu după simțuri umblai, um, trebuia să umble atunci, ci ghidat după Duhul tău, după cuvântul tău. De atâtea ori am crezut că nu o să se întâmple nicio furtună în viața mea și au venit peste mine. Mi-a murit copilul, am avut necazuri, am rămas fără bani, am pierdut pământul și casa. N-am crezut că o să trec în Mi-au spus păstorii că nu o să-ți faci de aici încolo numai pe flori cu Isus. Te rog, Tată ceresc, în necazuri și în furtuni, ajută-mă să rămân cu tine. Credincios cuvântului tău, ne rugăm cu toții, Domnule, și veți vedea ce pace veți primi. Amin. Citoare pe pământ. daughter here she Phoenix